O femeie de 33 de ani a murit după ce, potrivit familiei, ar fi consumat împreună cu iubitul ei ciuperci halucinogene. Bărbatul respectiv a fost găsit de medici confuz și dezorientat, iar acum este internat la psihiatrie. Polițiștii fac cercetări pentru ucidere din culpă și au cerut analizele toxicologice complexe. Florentina Aurelie a fost găsită moartă în apartamentul iubitului ei din Sibiu. Rudele spun că după ce s-a stins, a zăcut acolo 2 zile fără ca bărbatul să alerteze pe nimeni. Pe certificatul constatator al decesului Florentinei scrie că acesta a suferit o insuficiență cardiorespiratorie. Poliția a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și așteaptă un raport detaliat de la laboratorul de medicină legală. Au fost cerute mai multe teste toxicologice. Florin Ungureanu, fratele Florentinei. Doctorii mi-au spus că au găsit ciuperca neagră, un drog numit ciuperca neagră, în analizele făcute surorii mele. Rudele Florentinei spun că atât ea cât și bărbatul cu care trăia obișnuiau să consume droguri. În relația pe care cei doi o aveau, scenele de tandrețe alternau cu certuri și bătăi. Noi am încercat să-i spunem că la un moment dat băiatul ăsta o va băga în pământ. O bătea, o scotea afară, vedeam că este ceva în neregulă cu ea. Era schimbată, nu mai era cum o știam noi, spune nepoata Florentinei. Medicii spun că ciupercile halucinogene pot fi letale în cazul unor persoane cu afecțiuni preexistente. Conțin o substanță care se numește psilocibină. Roxana Dascălu, medic specialist în psihiatrie. Printre efectele psilocibinei se numără halucinații vizuale, halucinații auditive, senzație de distorsiune a timpului, distorsiunea sunetului, senzație de pierdere a ego-ului, ar putea să ducă la deces în doze foarte mari și la persoane vulnerabile. Bărbatul suspectat de rude că a inițiat consumul de substanțe interzise a mai fost condamnat pentru fapte de violență și a stat 5 ani la închisoare. Acum este internat la psihiatrie. Consumul de ciuperci halucinogene este interzis în România, relatează știrile ProTV.ro.